Urmează mesajul Maestății sale Margareta, custodele coroanei. Domnilor președința Senatului și Camerei Deputaților, domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, doamna prim-ministru al României și domnule viceprim-ministru al Republicii Moldova, excelențele voastre, prea fericirea voastră, domnilor și domnilor senatori și deputați, să ne aducem aminte astăzi de personalitățile din sfatul țării și de bravii noștri soldați care au luptat pentru unirea noastră în anul 1918. Să ne aducem aminte de oamenii noștri politici care, indiferent de doctrina lor, au consolidat procesul unirii. Să ne aducem aminte de regele Ferdinand și de regina Maria, care niciodată nu și-au pierdut convingerea că România va fi victorioasă în război și unită în timp de pace. Contribuția Casei Regale la integrarea europeană a Republicii Moldova a început acum 100 de ani, în Basarabia străbunicilor mei, Ferdinand și Maria. În vremea regelui întregitor a avut loc o profundă reformă agrară. Au fost organizate modern educația și justiția. Au fost aduse la standarde europene serviciul poștal, sistemul de măsuri și greutăți, sănătatea, comerțul și organizarea statistică. Au fost, de asemenea, fondate numeroase temple ale culturii. Unul din simbolurile unității de neam a fost tatăl meu. Născut 3 ani după Marea Unire, regele Mihai a reprezentat, timp de aproape un secol, speranța, demnitatea și continuitatea de ambele părți ale Prutului. Astăzi, datoria de a sprijini pe frații noștri din afara frontierelor României nu trebuie să cunoască limite, nici condiționări. La 100 de ani de la Marea Unire, după tragedii greu de descris în cuvinte, coroana română continuă să sprijine aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Ultimii ani au dovedit că familia regală participă profund și durabil la integrarea țării în familia europeană a națiunilor. Afecțiunea și respectul de care Casa Regală se bucură în țara sora, este cel mai frumos dar pe care îl putem primi acum, la ceas de sărbătoare împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu!